Un accident rutier a avut loc pe strada Cuza Vodă din municipiul Petroșan la finalul săptămânii trecute. Pompierii detașamentului Petroșan au intervenit cu auto specială dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță smurt. Pentru misiunea a fost alocată și o ambulanță a serviciului de ambulanță județean. La fața locului, echipajele operative au constatat faptul că în accident au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului dintre acestea a rezultat rănirea a trei minore, două în vârstă de 14 ani și una în vârstă de 13 ani. Victimele au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului și ulterior au fost transportate la unitatea de primire urgență Petroșani pentru investigații suplimentare. Totodată, pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor în astfel de cazuri.